Când pasiunea pentru sport este mare, nimic nu-ți poate sta în cale. Este valabil și pentru un tânăr cu brațe de fier care și-a transformat podul casei din Bistrița în sală de cu 5 ani de arte marțiale, după care a renunțat însă la karate pentru Skandenberg. O decizie foarte bună pentru că rezultatele nu au întârziat să apară. Tiberiu Ionuț Buta are 18 ani și locuiește în Mureșenii Bârgăului. La o vârstă așa de fragedă, impresionează deja prin forță, pe care o folosește să facă performanță într-un sport care s-a dezvoltat în România în ultimii ani. Skandenbergul este pasiunea lui Ionuț, care în trecut a practicat fotbalul și artele marțiale. Schimbă, 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 schimbă! Victorie! Skandenbergul a început din ambiție. Și tot din ambiție, dar și cu multă muncă, a reușit în doar câteva luni să ia medalia de aur la Cupa României la juniori. Era a doua sa competiție oficială. TV se antrenează 10 de ore pe săptămână chiar în podul casei. L-a transformat în sală de forță cu echipamente pe care și le-a confecționat singur. Dar trebuie să făcute de fine. Din ce? Din discuri de frână, din roți, din țate, cum le-am mai găsit la fabrici desfințate sau la prima acasă. Cu o masă din elemente găsite la dezmembrări, fără suplimente alimentare, fără antrenor și fără sponsori care să-i plătească deplasările. Așa a ajuns Tibi la performanțe incredibile într-un timp foarte scurt. Am promis așa bistrițenilor că le aduc Cupa României acasă. Unii mi-au dat succes, unii ziceau, da, mă duc. Ce o să faci tu acolo, să ne faci de râs? Și cum am promis, am adus Cupa României acasă, la ea în Bistrița. Sunt fericit pentru că cu o lună înainte de Cupa României am luat locul 1 la un concurs din Bistrița, unde am ajuns campion absolut în județul Bistrița. La 18 ani este deja un exemplu pentru cei mai tineri decât el. Pentru concursuri se pregătește cu fratele lui și cu un vecin, ambii de 16 ani. Nu e ușor să reușim ce a reușit el. Nu mulți pot să reușească performanța asta. Tibi este o persoană fenomenală, cu un caracter de urmat, foarte tare. Părinții fac tot ce pot să-l ajute și chiar dacă posibilitățile sunt limitate, satisfacțiile sunt pe măsură. Pentru noi, la efortul pe care l-a depus, chiar ne mândrim, campion național. Visul lui Tibi este de a participa la un campionat mondial și de a reprezenta România.